Bună, bun venit la Pretty Tech. Știți despre ce n-am mai discutat noi de mult? Despre smartwatch-uri. Zic să recuperăm, nu? Și să discutăm astăzi despre Huawei Watch 3. De ce zic discutăm când doar eu vorbesc? Pentru că aș vrea să lăsați comentariile, întrebările, concluziile voastre legate de acest smartwatch sau despre smartwatch-uri în general în secțiunea de comentarii de mai jos de la acest video. O să încerc să răspund la toate. A, și să nu uitați să dați like, share și mai ales subscribe canalul meu de YouTube, Pretty Tech. Să începem cu răspunsul la prima întrebare pe care știu că o aveți. Cât costă Huawei Watch 3? Huawei Watch 3 în acest moment costă aproximativ 1600 de lei și este disponibil pe negru sau pe argintiu cu o frumoasă curea maro din piele. Aceasta fiind din silicon pentru negru. Îmi place mult mai mult modelul argintiu cu piele maro, dar din păcate este și mult mai masculin. Acest model black este mai potrivit pentru fete. Bine, pentru fete cu o încheietură normală, nu extrem de mică ca a mea. Și da, problema e la mine, dar este și un avantaj. Pot scoate și pune brățelele de festival fără probleme. Apropo de festival, am luat Huawei Watch 3 cu mine la primul festival la care a fost în ultimii 2 ani și probabil singurul pe anul ăsta, pentru că a fost atât de aglomerat că nu cred că mai merg la vreun festival. Îmi pare rău, dar pandemia asta m-a lăsat cu ceva sechele, nu mai vreau aglomerație. Dar am fost acum și am luat și smartwatch-ul cu mine. Și zic eu că a fost extrem de util. Trecând peste nebunia cu aglomerația, Watch 3 s-a dovedit util la festival, nu doar pentru că n-am mai scos mereu telefonul la orice notificare și că am avut timp să mă bucur de muzică și de atmosferă, dar am putut vedea cum îmi crește ritmul cardiac când dansez sau cum scade când mă relaxez. Am văzut rapid informațiile care mă interesau sau dacă cineva important mă sună și am aflat și cât am slăbit de la dans. Și vă zic că a fost puțin, foarte puțin, trebuia să dansez mai mult, poate cu altă ocazie. Cred că data viitoare o să-l decorez și pe el de festival, pentru că look-ul lui este unul destul de clasic, simplu, ce merge la orice. Dar pentru un festival, cred că ar trebui să-i pun și ceva sclipici, nu? Ce v-ar mai interesa la un smartwatch în afară de preț? Bateria. Huawei Watch 3 are o baterie ce ține aproape 3 zile full, iar dacă folosești modul ultra de economisire a bateriei, poate rămâne activ până la 2 săptămâni. Recunosc că asta nu am testat. Nu văd de ce ai ține un smartwatch doar pe modul ultra atât de mult timp. Dar el poate să reziste până la 2 săptămâni. Înainte, multe smartphone-uri de top veneau cu senzori de monitorizare a ritmului cardiac. Acum aceștia s-au mutat pe smartwatch-uri sau pe brățările de fitness, pentru că rezultatele sunt mult mai precise, iar ritmul cardiac, nivelul de oxigen din sânge și nivelul de stres, toate pot fi luate constant pe tot parcursul zilei, iar seara poți monitoriza somnul. Watch 3 oferă o multitudine de senzori pentru a face toate astea, chiar și pentru a-ți analiza mișcarea fizică, efortul depus, numărul de pași, calorile consumate și tot ce trece prin cap. Mai ales că are și peste 100 de moduri de exerciții fizice pe care le recunoaște. Stilul meu de dans nu l-a recunoscut, dar trebuie să țineți minte că nu este un dispozitiv medical, nu vă bazați pe el ca pe un doctor. O funcție tare, care știu că o să fie utilă, este posibilitatea de a măsura temperatura. Un alt avantaj important al lui Huawei Watch 3 este că îl poți folosi pe post de telefon cu ajutorul unui eSIM, adică al unei cartele SIM virtuale. Dacă ai eSIM, când telefonul e închis sau ai rămas fără baterie, apelul o să fie preluat de Watch 3 și poți vorbi la el sau poți apela pe oricine. E practic ca un al doilea telefon și da, vei primi și notificări sau SMS-uri, dar pentru eSIM trebuie să discuți cu operatorul tău de telefonie. De arătat ați văzut că arată bine, are cadran din titan și sticlă din safir, afișajul este de 1,43 inch AMOLED care se vede super bine și platforma este ușor de utilizat, intuitivă, arată bine. Din aplicația mobilă poți face destul de multe personalizări, precum schimbarea feței ceasului ca să se asorteze cu tine, dar mai toate temele drăguțe costă, nu mult, între 2 și 10 lei. Tot de aici poți instala mai multe aplicații, deși și watch-ul vine cu destul de multe preinstalate. Deci, ai vrea să-ți cumperi un smartwatch?
Huawei Watch 3 este bun pentru tine? Pentru mine este bun, deși mi-ar fi plăcut să fie ceva mai ieftin și un pic mai mic pentru încheietura mea de vrabie. Dacă ți-a plăcut acest review, prezentare, discuție despre Huawei Watch 3, nu uita să dai like, share și mai ales subscribe la canalul meu de YouTube, Pretty Tech. Noi ne vedem și zilele următoare cu un nou review. Nu uitați să dați subscribe!